afară. Vreau o țară ca, 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 ca. Vreau o țară ca afară. Primarul Sucevei a spus că a început pregătirile pentru încălzirea orașului pentru iarna viitoare și că în acest sens a avut întâlniri cu reprezentanții Bioenergy și Termonet, care și-au exprimat dorința de a continua să furnizeze agent termic populației, numai că prețul va fi unul majorat de la 119 lei per gigacalorie la gardul centralei, la un preț pe care Lungu nu l-a putut aproxima acum. Noi am crezut că făcând această nouă centrală scade efortul primării municipiului Suceava în ce privește termoficarea. Și eram pe drumul cel bun, ca să spun așa. Lungu a mai arătat că în 2016 subvenția plătită de primărie a fost de 5 milioane de euro, în 2017 de 4,4 milioane euro, iar anul acesta de 3 milioane de euro, în condițiile în care prețul la gigacalorie plătit de populație a crescut, iar subvenția în aceste condiții a fost mai mică. Populația nu mai poate suporta o majorare de preț la gigacalorie și sigur ne vom întoarce înapoi la primărie. Probabil vom ajunge din nou la cel 5 milioane de euro pe an care trebuie să-i dăm pentru termoficare. Și aici, și vă spun cu toată sinceritatea, știu că e foarte greu de făcut, pentru că este vorba de echitate, ceea ce vreau să vă spun, e foarte greu de făcut un referendum. Chiar aș fi de acord să facem un referendum, dacă se poate în Suceava, această temă a termoficării. De ce? Pentru că, așa cum am spus, e problemă de echitate. Jumătate de oraș este la sistemul centralizat, jumătate nu este la sistemul centralizat. Nu este corect ca un cetățean din cartierul Burdujeni, care, nu știu, are 400-500 de lei pensie, să plătească subvenția la termoficare primarului, care are salar mare și el e la sistemul centralizat. Edilul Sucevei a mai spus că este foarte greu de făcut un referendum pentru această problemă a termoficării, însă nu crede că soluția ar fi centralele de apartament. Ar fi foarte corect să facem un referendum din punct de vedere al echității. Vă spun, iată că sunt 13 orașe mari din țară care nu au sistem centralizat și văd că o duc destul de bine. Au multe investiții, orașe frumoase, Alba Iulia, Baia Mare, Bistrița, Satu Mare, Neamț, Caraș Severin, Sălaj, Olt, Dâmbovița, Ialomița, Ilfov, Mureș, Brăila. Sunt orașe în țară care nu mai au sistem centralizat. Dar, am spus, sunt orașe foarte frumoase, Alba Iulia, Baia Mare, Bistrița, Satu Mare. Asta e situația. Eu totuși sunt adeptul sistemului centralizat. Deci soluția nu este această centrală pusă la fiecare apartament, pentru că se scumpește și prețul la gaz metan, se face multă poluare și într-o zi vine vremea plății. Vremea plății vine într-o zi când va trebui să plătim și taxe pe poluare și așa mai departe. Este pentru mine foarte clar că este mai convenabil sistemul centralizat. Ion Lungu crede că populația s-ar putea întoarce la sistemul centralizat dacă acesta este performant și oferă servicii de calitate, iar conductele care sunt astăzi folosite trebuie să fie reabilitate, a spus Lungu. El a recunoscut că nici până acum nu au fost transferate porțiuni din magistralele de agent termic de la Termica la Bioenergy și că acum propune ca în contul datoriei de 6 milioane de lei pe care Termica o are către municipalitate să fie transferate aceste conducte. Ideea unui referendum pe tema termoficării a fost lansată în 2016 de Ștefan Alexandru Băișan, candidat la acea vreme la funcția de primar al Sucevei. El a și strâns atunci câteva mii de semnături în favoarea referendumului, dar proiectul de hotărâre de Consiliul Local nu a trecut de votul din deliberativ. Timp de 12 ani de zile, primăria Suceava a folosit, prin primarul Ioan Lungu, o unealtă deosebit de periculoasă, manipulatorie, a subvenției. Am asistat de-a lungul timpului la temele ineficienței energetice, a cheltuirii irresponsabile a bugetului local, tema disconfortului cetățeanului sucevean, toate aceste teme fiind încă actuale și nerezolvate. O firmă pe de listă a intrat în Suceava, a intrat în conexiune cu actualul primar, au hotărât împreună că această societate privată pe de listă să înlocuiască societatea termică. Cei care conduceau termica și actualul primar au făcut tot ce le-a stat în putință pentru ca societatea termică să intre în faliment, iar noua societate, privată de data aceasta, să ia locul vechii societăți. Problema subvenției a funcționat ca un motor de manipulare și de cumpărarea voturilor cetățenilor pentru ca actualul primar să rămână primar. În jurul societății termică, care este, știm foarte bine, o societate a primăriei și a sucevenilor, au fost deschise două dosare penale asupra primarului Ioan Lungu și a altor cetățeni care au avut funcții în termică.
Fiecare cetățean trebuie să înțeleagă de ce la noi este așa cum este și de ce în altă parte este altfel, adică mai bine. Propun organizarea unui referendum la nivel local în care cetățenii orașului nostru să se pronunțe cu privire la renunțarea definitivă la sistemul centralizat de încălzire și trecerea treptată pe baza bugetului local, fără niciun fel de cheltuială din partea cetățeanului, la soluții alternative de producere a căldurii și a apei calde. În fapt, este vorba despre centrale individuale. Așa cum au procedat și alte primării, alte consilii locale, din bugetul local, finanțând cumpărarea de centrale termice pentru cetățeni. A venit vremea, spun eu, ca primarul și consilierii locali să facă ei ceva cu banii noștri, cu banii dumneavoastră, în favoarea dumneavoastră. Până în momentul de față, dumneavoastră, cetățenii acestui minunat municipiu, nu ați decis niciodată ce să se facă cu banii. Au decis un primar, doi viceprimari și cei 23 de consilieri locali. Cred că a venit vremea, în baza unui referendum, să cerem Consiliului Local punerea în dezbatere a acestei chestiuni. Nu vă întrebați, domnule primar, ce poate face Suceava pentru dumneavoastră. Întrebați-vă ce puteți face dumneavoastră pentru Suceava. Noi suntem datori Sucevei, nu Suceava, nu România ne este datoare nouă. Noi care suntem aleși. La vremea respectivă, premierul Dacian Cioloș declara că este nevoie de o gândire prin care să se înlocuiască sistemele centralizate de termoficare, bugetofage, cu sisteme sustenabile. Bună seara, stimați intervenți, sunt Gabriel Ghincea și iată la o nouă emisiune aici la Plus TV, sigur că da, fiind televiziunea noastră de suflet. E bine, am tot discutat despre Suceava, am discutat de lucruri bune și mai rele și începe emisiunea așa cum încep de fiecare dată cu versurile poetului. Genii mari și frunzi tembele, vânt ce stă și vânt ce bate și martiri, dar și lichele, nedreptate și îndreptate și a putea și nu se poate și noroi și stele. Iată că o administrație responsabilă ne-a dus exact acolo unde spuneam, în noroi. Poate că și minți tembele. Însă, fiecare greșeală este de reparat. Și bărbații adevărați recunosc momentul în care se întâmplă ca să mai și greșească. Ei bine, prima parte a emisiunea noastră are titlul Banii publici pe apa sâmbetei. Ați văzut această știre făcută de colegii mei de aici de la Plus TV, această știre în care demonstrăm cu imagini din arhivă că în anii 2016, în anul 2016, domnul Alexandru Băieșanu spunea despre această mare problemă a Sucevei, despre încălzirea cu acea centrală din lunga Sucevei, dovedită până una alta nerentabilă, dovedită până una alta un aspirator de bani pentru suceveni. Ei bine, la acea vreme se propunea, domnul Băieșanu și al de Suceava propunea ca subvenția aceea, e acea imensă sumă care se scoate din portofiul primăriei în fiecare an, să meargă către populație, către instalarea de centrale de apartament. Nu pe banii populației, ci pe banii primăriei, banii care trebuiau duși la subvenții. Ei bine, în acești 2 ani de zile s-au cheltuit peste 10 milioane de euro, bani, credem noi, suficienți pentru promovarea și începutul acestei acțiuni pe care Alde și Alexandru Băieșanu le-a propus în 2016. Motiv pentru care, în această seară, l-am invitat pe profesorul Alexandru Băieșanu, președintele Alde Suceava și vicepreședintele Alde la nivel național. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, Suceava! Bună seara, suceveni! Bună seara, domnule Gabi Ghincea! Așa că onorat! Mulțumesc și eu sunt onorat. Așa că de obicei o să vă spun tot, domnul profesor, că așa îmi place mie. Mulțumesc. De fapt, asta e meseria mea. Pentru asta m-am pregătit și asta fac în continuare, în paralel cu munca de parlamentar. Domnule Băieșanu, ați urmărit știrea, cred că ați văzut-o și pe Facebook, sau dacă n-ați văzut-o, ați văzut-o în această seară. Sunt declarațiile noastre din 2016, dar și declarațiile domnului Lungu.
Țin minte că atunci se făcea un fel de bășcărie așa la adresa dumneavoastră, că ce a venit băieșeanul cu ca Prometeu să fure focul de la, de la centrală din Luncă. Cum e, domn profesor? Iată, după 2 ani de zile, omul ăsta vă dreptate, domnul Lungu. Dar spune că nu de apartament. Păi și de cum să facem? Să facem sobe sau cum? Să facem șemineu în fiecare casă? Da, mie îmi pare rău că am avut din nou dreptate cu multe alte, ușor să vedem toate. Multe alte chestii, da, pe care le-am propus, multe alte proiecte pe care le-am propus și pe care domnul primar Ioan Lungu și echipa PDL, după aceea PNL, că nici el mai putea să... Da, le-a luat în derâdere și au găsit toate soluțiile pentru a comunica foarte bine prin intermediul presei. O parte din presă. Unei părți importante, da, a presei, da, încercând să bagatelizeze și să spună că eu sunt nebun și că nu trebuie să-l băgăm pe ăsta în seamă, că ăsta nu știe să facă nimic, ăsta e filozof. Da. El e un gospodar, are cizme, are alea. Măturoi. Alea, da. Da, eu am încercat de-a lungul timpului să vin cu proiecte care să scoată acest municipiu dintr-o lentoare și dintr-o cheltuire inutilă a banilor publici, pe de o parte, iar pe de altă parte cu proiecte care să aducă bani publici. Bani pe care să-i luăm fie de la guvern sau bani pe care să-i luăm de la Uniunea Europeană. Tot bani publici ai întregii Uniunii Europeane pe care le oferă. În toată administrația, în lungul de 14 ani, am luat, dacă nu mă înșel, vreo 30 de milioane de euro pe bani europeni. Nu foarte mult. Poate dacă nu așa. Foarte mulți, îngrozitor de puțin. Sunt așa comune care au luat banii aceștia, adică corect. Dumnezeule, e strigător la cer, deci mai nimic. Și mi-aduc aminte de un alt proiect al meu, Suceava Capitală Culturală Europeană, care a fost înmormântat din fașă, care de gura mea primarul a găsit o formulă să mi-o închidă cumva, i-a dat unui domn Bores, i-a dat vreo 10.000 de euro să facă un caie de sarcini, un proiect pe care să-l prezinte, pe care să-l prezinte și să ne prezentăm noi Suceava la acel concurs de proiecte, dar a fost făcut doar de gura mea și cu 10.000 de euro. E clar că acei 10.000 de euro s-au dus pe apa sâmbete. Eu exact, nu spun că domnul Bores, respectivul domn tânărul acela de 30 de ani, nu a lucrat sărac. Da. A lucrat și el cât a putut și cât i s-a dat voie, pentru că o investiție de genul acesta nu e doar de 10.000 de euro. Aici nu contează strict neapărat banii pe care îi bagi, ci și ușile la care bați, oamenii pe care îi cooptezi în echipa unui astfel de proiect, Capitală Culturală Europeană, cine îți conduce proiectul, cine îți face tot harnașamentul ăla pe care trebuie să-l așezi la un moment dat pe un cal, cal care trebuie să te ducă la izbântă, să te ducă la linia de finish. Noi n-am avut nici calul, n-am avut nici harnașamentul, iar cărărețul, care era primarul, a făcut tot ce a stat în putere să stea cu zăbala în gură la cal și să-l tragă, să nu meargă. Nu știu dacă vă amintiți, domnule profesor, dar atunci când chemat la București domnul Lungu, da, de la Guvernul României... Eram acolo. Așa, deci a venit cu o balerină. Da, când avem Sofia Vicoveanu, avem atâți artiști problemi, atâți populari. Avem, așa este. Și dânsul vine cu o balerină. Așa este. Mi-aduc aminte că domnul Lungu am apreciat s-a râs acolo, nu? Acela. Bine, da, s-a evident. S-a râs, da. Dar am apreciat că și-a luat papion. Ceea ce pentru mine, văzându-l că domnul Ioan Lungu la costum normal și papion, a fost un șoc pentru mine. Eu, dacă aș fost în juriu, cunoscându-l și văzându-l cu papion, numai pentru acest efort de a lăsa papionul să-l poarte pe el la guvern, așa, i-aș fi dat o notă de trecere și i-aș fi oferit acest proiect. Glumeam. Alții spuneau că dacă a fost cu balerină, trebuia să mergă și dusul în colanți. Da, în fine. Așa, da. Trecem peste momentul ăsta. A făcut tot ce a putut să nu iasă acest proiect. De ce? De frică să nu cumva să pierde el primăria. Că dacă acest proiect ar fi ieșit, ar fi spus lumea, e proiectul lui Băieșanu. Și ăsta vede lucrurile altfel. Și da, pentru a câștiga el primăria, am mormântat un proiect. Am mai mormântat și proiectul cu din fașă, nici nu s-a pus problema cu
parcul de distracție sau de agrement pe care îl propusesem eu la un moment dat și pentru care m-am bătut, am schimbat legea, am băgat în codul silvic noțiunea de păduri parc pentru ca porțiunile de pădure din interiorul orașului să poată trece în administrația locală. Care apar acum aceste... Da, apare ce a făcut PNL-ul prin niște colegi parlamentari, a luat proiectul meu pe care eu încercam să-l așez într-o anumită direcție, pentru că știți cum e? Nu e suficient să ai mașină. Nu e suficient să ai și șofer la mașina respectivă și nu e suficient să zici, domnule, asta e scurtătura cea mai rapidă și o iau pe aici pe arătură și mă înfund cu mașina în drum. E bine să mergi pe drumurile asfaltate, pe autostrăzi, să te întâlnești cu cine trebuie, să negociezi cu cine trebuie, să găsești formule, să găsești lobby la nivel local, la nivel județean, național, la nivel european. Despre asta era vorba și cu proiectul Capitală Culturală Europeană. Era vorba de lobby la Bruxelles. Fără îndoială. Nu poți să joci la nivelul acela dacă nu ești sprijinit de anumite forțe, indiferent care ar fi ele. La fel și cu proiectul cu această zonă de agrement, care n-a mai funcționat, nu s-a făcut, cu toate că domnul primar Ioan Lungu a făcut parte din partidul PDL, care la momentul ăla cu fluturi foarte puternic, cu Băsescu, cu Boc și așa mai departe, cu Elena Udrea, ar fi putut da oricând o ordonanță de urgență să rezolve chestiunea aceasta, iar acest teren care zace acolo și zicem că e pădure, dar în opinia mea nu e pădure, e un fel de mini-junglă așa, de care n-are nimeni grijă și de care sucevenii nu se pot bucura în mod real, a rămas în continuare în starea asta. Putea să se schimbe lucrurile de foarte multă vreme. Nu s-a vrut. Din ce motiv? Habar n-am. Probabil tot datorită faptului că era proiectul lui Băieșanu și dacă Băieșanu ducea proiectul ăsta și el reușea câștiga punct. Ceea ce pentru mine e o mare dezamăgire, pentru că eu n-am făcut niciodată lucrurile astea pentru a câștiga puncte și pentru a câștiga primăria. Primăria, dacă ai să o câștigi, o câștigi, dacă n-ai să o câștigi, n-ai să o câștigi. Dar eu, să fi fost în locul domnului Ioan Lungu, ar fi venit Ioan Lungu cu astfel de propuneri și eu eram primar, îl luam lângă mine și spuneam, bravo, domnule, felicitări, extraordinar, e minunat, hai să lucrăm împreună și hai să-l ducem la capăt. Și își lua și el, să zicem, TVA-ul din povestea asta, îmi luam și eu, adică era toată lumea, dar cine câștiga? Deci, în cazul acesta, câștiga și Băieșanu și Lungu, dar cel mai important, câștiga Suceveanu. Adică să spunem că TVA-ul de care spuneți, nu e vorba de bani, ci vorba de imagine. Imagine, la asta mă refer. Nu, ca să nu... Da. În cazul în care făceam treaba asta, era toată lumea câștigată din punct de vedere politic, acel TVA politic, acea 2, 3, 5, 7%, că mai creștea în sondaje, dar creșteam amândoi. Dar cel mai important, câștiga Suceveanu. Domnul Ioan Lungu a preferat să sacrifice proiectele, să-i sacrifice pe suceveni, pentru a înmormânta proiectele, pentru că erau strict al lui Băieșanu. Bănuiesc că poate dacă erau proiectele lui Vasile X... Care proiectele lui? Nu ale lui, al lui Vasile Apăvăloaie, să zicem, un nume oarecare, și ar fi venit așa, probabil lucrurile ar fi fost extraordinare. Vreau să revenim la încălzirea cu agent termic. Da, eu am vrut să dau exemple de mai multe proiecte. Vreau să-mi reluați, domnul Băieșan, proiectul pe care dumneavoastră l-ați avut în 2016, apropo de încălzirea apartamentului cu agent termic și desfințarea, de fapt, mutarea acestei subvenții, pentru că dacă noi finanțăm, și ăsta este, până la urmă, este, dacă stăm și ne gândim, este propunere liberală. Politic. Adică să nu dau 5 milioane de euro ca nebunul în fiecare an de la primărie, când pot să fac drumuri, pot să fac străzi, pot să fac o groază de chestii cu banii aia, dat și mai mult să dau 2-3, deci 2-3 ani de zile subvenția aia, care oricum o dau la așa, o dau câte centrale de apartament și după aia nu mai dau. Deci e foarte simplu. După aia scade o cheltuială. În 14 ani de zile, domnul Lungu, puteți facă chestia asta. Păi la cu 2-3 ani de zile, noi de 10 ani de zile nu mai plăteam subvenția. Deci s-a pierdut 50 de milioane până în altă. Categoric. Cum este proiectul ăla pe care dumneavoastră l-ați anunțat în 2016? Haideți să încep cu o perioadă cu mult timp înainte de anul 2016. Să încep din perioada în care domnul Ioan Lungu a venit cu cotă parte și cu banii europeni și a început să
repare țevile, rețeaua din pământ. Așa. Asta se umpla cu mult înainte de 2016. Da. Atunci, după ce am stat undeva la vreo 8 luni de zile, am lucrat cu specialiști în domeniu care mi-au făcut niște calcule privind transportul de agent termic de la centrala, termică, da, de la fosta termică până către punctele de așa, și după distribuția, da? Care mi-au spus, după câteva luni de muncă și de calcul, mi-au spus, domnule, e cea mai mare greșeală. Asta am simțit și eu, că de-aia am și cerut. Și n-a fost, a fost doar o idee a mea, dar a fost fundamentată pe niște studii științifice făcute de niște specialiști în domeniu. Eu am stat și m-am gândit, dacă bași 30 de milioane de euro în pământ pentru a schimba doar 30% din rețeaua, noi avem undeva la vreo 300 și ceva de kilometri, exact, de țevărai în pământ. Ai magistralele mari și restul, cele mici, care se duc până la fiecare bloc. Dacă repari doar 30%, stăteam și mă întrebam, bun, 30% înseamnă 30 de milioane, 100% înseamnă că să mai trebuiesc, da, niște bani. Sau cine știe că poate... Da, specialiștii mi-au spus, da, la un moment dat că ce s-a lucrat a costat atât, dar dacă s-ar dori să se termine toată rețeaua, toată rețeaua costă peste cei 30 de milioane deja dați, ar mai costa între 100 și 120 de milioane de euro. Da. Asta fără a pune banii de readucere a drumurilor care vor fi sparte. Înțeles. De reabilitarea drumurilor. Deci asta, da, e strict bani pe care îi puteam lua din Uniunea Europeană. Păi spărtul oraș. Da. Păi gândiți-vă că în perioada aceea, 3-4 ani de zile, am avut... Știu și la piață și în 8 și mai ales. Eu știu, în 6 noiembrie s-a săpat de 3 ori, de 3 ori s-a astupat, și drumul care vine din centru spre 6 noiembrie, cea mai veche stradă din municipiul Suceava, care trece și prin fața casei mele, e făcut din fâșii, din bucăți, cu gropi, cu și așa mai departe. Și nu numai atât, țevile care au fost puse s-au spart de atunci de vreo 2-3 ori și s-a intervenit pe ele. Dar, în fine, eu am plecat de la premisa că această termică pe care o avea Suceava, care de fapt această termică ce-a fost? O societate care a preluat fostul CET, dar care nu era făcut pentru populație. Acest fost CET era făcut de Ceaușescu în viziunea lui de a oferi pe bani puțin și curent și agent termic către toate fabricile și uzinele pe care le avea în zona industrială Suceava. Ea n-a fost concepută pentru, pentru cetățeni. Primul și cel mai mare inconvenient când faci o chestiune de genul ăsta pentru populație, într-un oraș care e răspândit, cu un relief diferit, această centrală o duci în cel mai înalt punct a orașului, pentru că ai niște pompe pe care le poți folosi cu curent foarte mult să împingi apa din lunga Sucevii până în Opcin, 9 km. Din lunga Sucevii până în Opcin sau până pe Zamca. Până pe Zamca, așa, da. Sau ai posibilitatea să efectuezi lucrările unei astfel de uzine sus și apa să vină prin cădere sau puțin ajutată cu puțină pompă, Da. Deci ea era improprie. Dar așa au fost vremurile, a fost preluată, a zis hai să facem din bici să și pocnească. Corect. Și a pocnit, vedeți, până la urmă. Și ce facem? Împingem apa din lunga Sucevii până în Opcin, până pe Mărășești, până în Zamca și nu acoperim tot orașul sub nicio formă. Bun. Asta ar fi primul cost fenomenal. Al doilea cost pe care l-am văzut, pentru că am văzut că primarul Lungu a băgat bani în pământ, reparând niște... L-am văzut acea magistrală care pleacă din lunga Sucevii și vine până în oraș și vedeți, o vedeți și peste podul de pe apa Sucevei. O vedem pe multe locuri. E undeva la aproape 4 km, pe care am filmat-o, am văzut-o, am pipăit-o, am mirosit-o și care în această țeavă care pleacă, tur-retur, în fine, care pleacă cu agentul termic, sunt țevi de alea groase, sunt neizolate de ani de zile. Asta ce înseamnă? La minus 10, minus 20 de grade, și la 0 grade o țeavă neizolată, prin care trece agentul ăla termic, este clar că are pierdere de peste 40%. În aer, nu trebuie să fie spartă. Scuzați-mă, un specialist
care a fost și secretar de stat la Ministerul Energiei pe vremuri și care este energician, dar a fost și director de centrală termică, așa, undeva în Oltenia, de centrală cu foarte mulți megawatți, spunea la Suceava că pierderile sunt de 48%. Așa este. Domnule profesor, vă dați seama? Deci ea pleacă cu un leu de la... produsul pleacă cu un leu din Luca Suceava și ia genop și cu 2 lei. Deci avem câte și bat. Eu aș da un alt exemplu. Vă rog. O gospodină care merge la piață, așa, cumpără 10 ouă și ajunge, așa, cu 5 acasă. Da. Dar a plătit 10. Da, corect. Și care se împiedică și da, zilnic face lucrul, da, acesta. Cumpără 10 ouă, ajunge cu 5 acasă. Și am terminat, am lămurit-o. Deci plătim, deci noi de fapt plătim la dublu. Și populația plătește prețul ăsta, că nu plătește la cineva. Zi de zi, minut de minut, secundă de secundă, păi, lună de lună, an de an. De când să împing eu de la un Luca Sucebei, să împing acel termic până în 8 sau până în zamca, cum spuneați dumneavoastră, nu mai e simplu, nu e mai simplu să împing eu de la mine din bucătărie unde am centrala până în sufragerie 4 metri? Bravo, bravo. Mergem mai departe. Așa. Deci, țeava aceea de vreo 4 km, așa, care stă, nu am modificat-o nimeni, corect, are pierderi, nu e spartă, dar... Nu, 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 are pierderi. Pierderi de sunt, peste 40%. Sunt și locuri unde sunt pierderi de agent termic. Eu peste și vă spun 4, unde că peste știu, 40%. Da. Am filmat-o și am arătat. Da. La vremea aia n-a văzut nimeni, n-a înțeles nimeni, în fine. După ce trecem de toate povestile astea, cu încă 120 de milioane de euro, care de astăzi înainte ar fi trebuit, sau de atunci ar fi trebuit băgați în... Și evident că dacă primarul Ioan Lungu a luat în 14 ani 30 de milioane de euro pe toate proiectele lui din Suceava, inclusiv pentru parcarea Cavou din centrul orașului, din centrul orașului, da, care acum aproape se vede treaba că e o sumă, se cam, e o sumă mare de tot. Așa, deci da, în 14 ani ai luat 30 de milioane și tu începi o lucrare pe care, după ce ai băgat o grămadă de bani, mai vrei să mai bagi încă 120 de milioane. Mi s-a părut clar că nu vom putea fi în stare să facem lucrul acesta niciodată. Plus, repet, toate drumurile care erau reparate, bun, rău, cum au fost ele reparate, dar au costat bani, trebuie sparte odată, adică ai distrus. E ca și cum ai dat foc la bani. Disconfort pentru populație. Exact, da, faci disconfort, da, pentru populație, clar, străzi închise, noroi, praf și așa mai departe. Timp foarte mult de realizare. Și trei, ai banii din fonduri europene doar pentru țevile din interior. În restul, pentru a repara toate drumurile din Suceava, pentru că pe sub fiecare drum de ăsta trece o țeavă, îți mai trebuie de acum înainte iar câteva zeci de milioane de euro sau dacă nu, cumva, peste 100 de milioane de euro. Deci iată că numai la momentul acela, când Ioan Lungu s-a apucat de minunea asta, trebuia să mai aibă în calcul undeva la peste 200 de milioane de euro, pe care nu-i avea și nici nu cred că visa vreodată să-i aibă, pentru că a știut cât i-a luat și cât s-a căcăit în limba română să-i aducă pe cei puțini cu care a început. Dar în România, primarul șmecher, primarul gospodar, ce face? Se învârte, face rost de niște bani. Pentru că el știe că dacă este excavatorul care sapă, sunt niște muncitori care pun două țevi, scot două țevi, da, de acolo pică. De acolo pică. Nu mai contează dacă... PPC, poate pică ceva. Da. Nu mai contează dacă a primit bani să facă acoperișul casei, dar n-are bani de temelie. Nu mai contează. Lasă, facem acoperișul, mai vedea noi. Domnul, punem acoperișul în trei pași și mai vedea. Trebuie să venim cu dobe una alta, dacă pică ceva. Adică vă gândiți la șpagă? Nu, eu poate sunt, pică ce, poate pică ploaie. Eu sunt deputat în Parlamentul României și am, slavă Domnului, măcar atât, imunitate la ceea ce spun. Dumneavoastră aveți rolul de a întreba și de a veni cu probe. Da. Dom'le, lucrurile sunt foarte clare. Pe numele primarului Ioan Lungu și a Consiliului Local al Primăriei există un dosar penal vis-a-vis de activitatea termică. Termica, care era până la urmă o societate bună, rea, așa cum era ea... Unde lucrau suceveni. Suceveni, câteva sute la un moment dat. Era o societate a noastră, a sucevenilor. La și a primăriei. Da. Unde Consiliul Local avea dreptul să schimbe prețul la gigacalorii. Sau să-l țină jos, să-l subvenționeze. Da. Banii veneau de la cetățeni în primărie. Primăria îi lua și după aia îi transforma în altceva, făcea altceva. Dar acum se întâmplă altceva. După ce s-au băgat... Au căpușele. Da. După ce s-au băgat foarte mulți bani în termica, să nu uităm, au fost odată 15 milioane de euro în care această societate a fost
reabilitate ecologică, reabilitate, dar cu filtre ecologice și mai departe. Au fost, mai fost vreo 18 milioane de euro pe vremea domnului Tăricianu. Iar au fost schimbate, se mergea pe lignit și acum, la un moment dat, au transformat cazane minuni și se mergea pe... Da, problema este următoarea. Deci s-au cheltuit foarte mulți bani. Da. Și n-ar mai fi trebuit în continuare enorm de mulți bani să facem lucrul acesta. În 28 de ani de la Revoluție încoace, dacă facem un calcul, câți bani a dat fiecare cetățean din municipiul Suceava, taxe și impozite, și după aia câți bani nu s-au mai dus pe o grădiniță nouă, pe reabilitarea unei secții de spital, pe reabilitarea unei școli, pe reabilitarea unui drum, a unui trotuar, pe reabilitarea unui bloc până la urmă, sau, știu eu, pe intervenție la nivel de act medical cu specialiști. Exact, așa. Valoroși cu adevărat, pe care nu poți fi aduși decât pe bani. Pe sport, domn profesor, că stă la pământ cu totul. Fotbalul e varză. Nu mai vorbim de cultură. Rugby e varză. Nu mai vorbim de cultură. Nu mai vorbim de sport. Nu, astea deja sunt, în piramida lui Maslow, sunt cerințe și trebuințe de nivel superior. De lux. De lux, da, pe care și le poate permite un cetățean care are deja asigurat un trai decent, care are drumuri, care are o pensie decentă, care are poliție. Care merge cu transport în comun, ok. Și așa, care nu e frică. Exact, iată autobuz. Transport comun. Da, avem aceste autobuze care pică una în fiecare zi. Da. Una peste alta, da. În 28 de ani, primăria municipiului Suceava a plătit subvenții cu nemiluita către o perioadă către Termica și după ce au înmormântat Termica cu bună știință, am spus-o și atunci, o spun și acum, făcând loc unei societăți private, care și ea a investit undeva la 80 de milioane de euro din declarațiile domniile lor. Atâta a costat această... Se pare că da. Au făcut și o serie de măgării. Au scos repede hopa, tropa, terenul pe care l-au vândut cu 2 lei. Că n-aveau voie să-l vândă. Da, n-aveau voie să-l vândă. L-au vândut pe 2 lei acestei societăți, ci că dacă n-ar fi avut societatea asta, terenul nu primea, așa, nu primea de la bancă. Da. Creditul de la bancă și așa mai departe. Eu s-au băgat o mulțime de... S-au făcut o mulțime de chestiuni de astea economice, contabilicești, în detrimentul Termica, în detrimentul Sucevei și a Sucevei, pentru a... Inginerii financiare, domnule. Pentru a rezolva, pentru a arăta... Pentru că așa vreau eu. Așa vreau eu să... Da, dar vedeți dumneavoastră, el a reușit să păcălească cetățenii spunând, dacă nu vin oamenii ăștia, nu veți avea căldură, investesc 80 de milioane de euro din banii lor, săracii, sucevenii nu vor mai avea căldură. Dar el a tras heblul la Termica. Termica mai putea funcționa. Și a luat la goană, stați un pic, a luat la goană peste 330 ceva de sucebeni și a adus de la Slatina 8 olteni, care nu au făcut un megabac. Stați un pic, că primarul, domnul... Locurile de muncă au dispărut. Dânsul e primarul Sucevei, nu e primarul Slatinei. Deci cum adică? Eu îmi dau suceveanul meu, îl bag în foame, îmi bag cetățeanul care m-a botat, îl bag în foame și chem niște olteni care să dau pâine. Lui, el și-a făcut absolut niște calcule și a spus, băi, ăștia 300 de suceveni, am pierdut 1000 de euro, am pierdut 1000 de voturi, dar câștig voturile altora și voi câștiga câteva zeci de mii de euro, sute de mii de euro în perioada următoare. Probabil. Haideți să fim... Deocamdată s-a dovedit a fi așa, deocamdată. Oameni serioși. Da. Bun. Câștig eu personal, nu am eu. Am înțeles, da. Mergem mai departe. 28 de ani am plătit taxe și impozite. Să ne grăbim cu subiectul, pentru că mai avem un subiect foarte important. 28 de ani am plătit taxe și impozite, da? Da. Către primărie. Atenție! Am plătit toți taxe și impozite, dar subvenția s-a dus în contul a 40-45% din populație. Pentru că, de ce? Am să și explic. 22.000 de locuințe în municipiul Suceava, deci 22.000 de familii. Sunt cuvinte la rețeaua de... Au centrale proprii. Da, da. S-au debranșat singuri, și-au făcut oamenii niște calcule. Au plecat din raiul lungul, da. Exact. Au văzut, bă, cât mă costă pe mine treaba asta? Că uneori iarna trebuie să stau cu geamul deschis ca să nebunesc, iar toamna tremur de frig. Cât mă costă pe mine gigacaloria la ei? Cât mă costă dacă îmi pun eu? Și au ajuns la concluzia că ați pune o centrală termică la nivelul acela, cu prețurile jos pe care le avea primăria,
Fiecare familie câștiga un 25% din financiar dacă își punea centrală proprie și își recupera banii pe centrală în 4-5 ani. Și au făcut oameni calcul, exact. Domnule, vreau să stau liniștit, nu vreau să mai depind de... Și reglez eu cât vreau eu. Plec de la servici, sigur, plec la servici. Am închis-o, corect. Mă întorc de la servici, îi dau drumul, mi-o pun la 18, la 19, la 21, când nu vreau să mă trezesc cu 28 de grade în casă, pentru că au reușit ăștia să împingă agentul și să ajungă și până la mine. Nu vreau să plătesc pierderi și așa mai departe. Bun. Deci, aceste 22.000 de familii, sau poate mai multe familii, plăteau din... primăria plătea din taxele și impozitele pe care le achitau acești oameni la primărie, subvenție pentru 18-19 mii, care încă mai sunt, sau au fost și încă sunt mai sunt, la sistemul, branșați la sistemul centralizat. Deci, iată deodată, că doar pentru 40%, 45% din populația municipiului, cealaltă parte de 65% e defavorizată, plătind pentru aceștia. În timp ce aceștia își plăteau și gazul și curentul pentru propria căldură, da, pentru cât, așa, și în loc să le spună primarul, domne, voi aveți centrale proprii, taxele și impozitele voastre se vor duce pe, spuneți voi, pe strada cu tare, ce vreți? Asfalt, punem asfalt. Vreți flori, punem flori. Vreți iluminat, vreți poliție să plimbe până la 2-3 dimineața ca să puteți merge în siguranță. O mulțime de alte lucruri, nu. Primarul a spus, a luat banii cu japca și a băgat la termica, păi... și la, mai nou, la noua societate, da, privată, pentru a asigura căldura celor 18.000. Nu mi se pare normal. E un concept liberal. Dom'le, plătesc pentru ce cât primesc, consum, pentru exact, cât consum, da, așa este, așa nu este, plătesc pentru celălalt. A, există la nivelul oricărei societăți civilizate, moderne, normale, caracteristice anilor în care trăim, și un fond pe care cetățenii, de comun acord și tacit, nu neapărat explicit, îl oferă cetățenilor dezavantajați, cu probleme, care nu pot să muncească, care sunt bolnavi, care... sunt și până, dar ăștia nu sunt 19.000 de familii, sunt 2.000, 1.500, 1.800. Pentru că dacă Suceava are 18.000 de apartamente în care, să zicem, 19.000 de apartamente în care, să zicem, locuiesc 30 de familii, poate mai trăiesc mamă, bunic, da, nepot, da, așa, dacă are 30.000 de familii aflate în situația asta, înseamnă că Suceava este deja un oraș mort și nu mai poate salva absolut nimeni. Deci, nu mi se pare normal ca cei 65% să plătească taxe și impozite pentru cei 45%. Și mai o chestie. Știți câți cetățeni din municipiul Suceava au 2, 3, 4, 5, până la 7, până la 10, până la 20, 30 de apartamente și garsoniere, proprietate personală, pe care le închiriază și pentru care primesc bani de la terți. Știți că marea majoritate a acestora sunt branșate la paușal, la centrala termică? De ce profesorul X sau învățătorul X sau asistenta X sau muncitorul X, care are un salariu de 15-20 de milioane, de ce să plătească din taxele și impozitele pe care îl obligă primarul să le plătească, de ce să-i plătească subvenții ăluia care are 20 de garsoniere proprietate? Și face, da, și face apăce cu asta. Haideți să ne găbim, pentru că mai avem foarte mult discutat. Și am ajuns la concluzia, așa, în fine, ca să scurtăm, dar e foarte important să înțeleagă lumea, pentru că acum 2 ani n-a înțeles. Am ajuns la concluzia, doamne, Atunci scuzați-mi puțin, cer permisiunea din regie să prelungim emisiunea și după ora 21, să revenim în cadru până la 20, după ora 22, scuzați-mă, să revenim până la ora 22 și 27 de minute. Să mi se spune dacă sunteți de acord sau nu. Deci este foarte important să lămurim oamenii că n-a fost o gogoriță din partea mea, că a fost o chestie gândită, făcută de specialiști. Bine, la ideea mea, pentru că vedeam că banii se duc în pământ. Bun. Deci 65% n-ar trebui să plătească taxe și impozite, din taxele lor și impozite, pentru, subvenții pentru cei 35%. Pentru cei 45%. Nu, că 65 cu 35. 65, da. În fine. Să zicem jumătate, da, să nu mai greșim. Bun. Ajungem la o altă chestiune, zic eu, de foarte mare importanță, și anume, când eu vin și spun, domne, hai să cumpărăm
odată pentru totdeauna, cu o ultimă subvenție pe care o dăm, pentru ultima dată și după aia nu mai scoatem unul. Câți bani trebuie să până la urmă, domnul? Hai să cumpărăm centrale. Hai, da, la vremea aceea, da. Hai să cumpărăm pentru cei 18-19 mii de apartamente pe care le avem și case pe care le avem în municipiul Suceava, care sunt acum branșate, centrale pe gaz, centrale pe curent electric sau mini-centrale pe lemn. Așa. S-ar putea ca un cetățean mai în vârstă să spună, domnule, eu nu vreau să stau cu țeava de gaz în casă, că nu vreau să... Am auzit eu că undeva în Cipru a explodat o chestie de genul ăsta și eu nu vreau să risc. Domnule, omul acela poate opta să-și cumpere o centrală electrică. Da? Acolo unde e cazul. Consumul de curent electric și consumul de gaz și curent electric pentru cele două tipuri de centrale este unul identic atunci când vorbești de plată. Deci costul curentului electric și costul gazului e undeva cam pe acolo, deci nu poți să spui că e mai scump gazul sau căldura produsă pe o centrală pe curent sau căldura condusă și apa caldă produsă de o centrală pe gaz. Am făcut eu la vremea aceea un calcul, undeva la 60 de milioane de lei vechi, adică 6.000 de lei, ar costa o centrală să o branșezi, să... Cu tot, cu calul, da. Călui fără lei. Da, astea erau. Da. Dar să zicem, domnule, îți pui și calorifere. Noi vorbim de... Eu am făcut calculul pe undeva pe un apartament de două camere. La vremea aceea. Acum, nu mai știu, ar trebui să refacem și cred că e nevoie să discutăm la nivelul municipiului Suceava. Să provocăm și da și nu, și pro și contra, pentru că din disputele acestea vedem care sunt punctele tari, care sunt punctele slabe, le reglăm din mers și ajungem la un numitor comun acceptat în fine de o mare majoritate a populației. Scuzați-mă puțin, eu am făcut un calcul așa inginerește. Eu am pus 2000 de euro, că-s băia bun. Am pus 2000 de euro pe o locuință, însemnând într-adevăr o centrală de foarte bună calitate, acoperă mai mult. 90 de milioane. Așa, 2000 de euro. Da. Cu 2000 de euro sunt 30 de milioane de euro. Păi dumneavoastră îmi vorbeați mie de 120 de milioane de euro. Dumneavoastră îmi vorbeați mie de 5-6 milioane de euro pe an, așa. Și mai mulți în un an. Pe an subvenție. Păi strâng din, nu? Strâng din fălci 5 ani de zile. Mi-am pus nou și subvenția pentru 5 ani de zile, după 5 ani de zile nu mai plătesc. Cred că e mult, ați spus foarte mult. A spus foarte mult. Ați spus sume foarte mari, da, în opinia mea. Dar eu vreau să vă spun că în afară de banii care ar trebui investiți de acum înainte, care ar trebui să treacă undeva de 120.000 de euro fără a repara ce am distrus prin săpătură, asta înseamnă că s-ar duce undeva la 150-160, poate mai mult de milioane, avem posibilitatea. Și stați că țevile astea se mai strică. Avem posibilitatea să oferim o ultimă subvenție. Și mai e o chestie, stați o secundă. Noi nu mai cumpărăm o centrală. Deci să spun, eu am făcut undeva vreo 20 de milioane de lei, 20-25 de milioane, o centrală de apartament de două camere. Dacă iau o centrală, plătesc 20 de milioane. Dar dacă eu dau o comandă de 19.000 de centrale și fabricantul sau fabricanții au de lucru 2 ani, 3 ani de acum înainte. Bineînțeles că o iei la, cu, nu știu, cu 34% mai ieftin. Exact. Poți să o iei chiar la jumătate de preț. Ca să ne înțelegem, nu suntem nebuni, nu dăm același preț dacă ai lua una și raportat la dacă ai lua 18.000. Și am mai spus, domne, nu se face tot într-o zi. Absolut. N-o să cumpere 18.000 de centrale și într-o săptămână gata se montează, pentru că n-ai mână de lucru, n-ai o mulțime de lucru. Da? De aici pleacă pe orizontală profitul pe care îl pot avea foarte multe firme și meseriași și muncitori din mână de lucru. Eu sunt convins că dacă vezi că în Suceava vin niște bani pentru centrale termice, sunt convins că foarte mulți tineri se duc rapid și învață să monteze centrale termice, se specializează pentru că știu că vor avea de lucru 4, 5 ani de zile, 3, 4. Da. Pentru că asta nu se rezolvă peste noapte. Se rezolvă eu mai fac un calcul, domnule profesor. Un cartier, un calcul. Să nu uităm că la prețul acesta, prețul mare, zic eu, de la, pe care dăm pe agentul tehnic, sunt și anumiți interpuși. Hai să vă dau niște exemple. Acest termonet care a apărut din spuma Mării Napolitane. De unde a apărut termonetul? Când a apărut de la Botoșani. Așa, exact. Pe Botoșanu, care are fotbal de divizia A și stadion cu nocturnă,
Bă, o altă firmă din Botoșan care ne pune acele repartitoare care nu sunt legale în România. El Saco. Și nu sunt legale în România. Haideți să ne înțelegem. Firma El Saco, așa, din Botoșan, așa, care are și echipa, ține și echipa de fotbal. Ține echipa de fotbal din Botoșan pe banii pe care îi plătesc fraierii din Suceava. 3 milioane de euro par. E foarte... Păi 3 milioane... Stai 3 milioane... Nu, stați o secundă. 3 milioane sau nu știu cât. Atât e. Milioane de euro. Atât e din Suceava. Doar pentru că fac facturi, domnule. Nu că nu fac nimic. Fac facturi. Da, da. Cu 5 bani factura, ți-o trimit și ți-a halibanul. Exact. Deci noi n-am putut, ca primărie, noi n-am putut să facem. La aia 5 milioane de euro pe an. Așa, subvenția, se mai adaugă cele 3 milioane de euro, se mai adaugă multe milioane de euro profitul pe care l-are Trămonetul. Dumnezeu, sunt atâtea nebunii. Deci, gândiți-vă că sunt cel puțin 10-11 milioane de euro. Deci, ăia fac Botoșaniu fac echipă de divizie. Bravo lor. Și noi îl luăm la gonă pe Dorin Goian. Și noi, nu, săracul Dorin Goian a fost folosit în campania electorală, a fost luat, asta a spus eu, exact. Mi s-a spus la final, asta eu știam, vreau să vă spun. Eu am avut discuții cu oameni din fotbal care au spus, domnul Băieșan, nu vedeți când sunt alegeri, intrăm în divizie, când suntem la jumate, picăm, pierdem tot, exact, ieșim, și când vin alegerile, iară mai vin niște bani și urcăm din divizia C, ajungem în divizia C sau unde, adică e bătaie de joc. Exact. Continuăm și spun clar. Nu impozite plătite de unii pentru alții. Și mai spunem așa, domnule, dacă le dăm ăstora la 18-19 mii de apartamente, 20 de mii de familii, 30 de mii câte ori fi ele, le dăm centrale termice în valoare de 50, 40, 60, 80 de milioane lei vechi. Așa. Domnule, ce facem cu ceilalți care sunt mai mulți și care și-au pus săracii pe banii lor. Pe banii lor. Pentru că nu cred că numai bogații și-au pus. S-au pus și oameni sigur care au strâns cureaua greu ca să-și pună o centrală. Oameni că și-au dat seama ce înseamnă. Exact. Ce facem cu ei? Și atunci eu am venit, încă de atunci, am venit cu propunerea foarte simplu. Nu o să am de unde ca primărie, e firesc, bani, să dau atâția bani. Firesc. Dar o am posibilitatea să te scutezi la impozit. Să te scutezi de la impozit. Pe o perioadă, să zicem, de 10 ani, ca să nu grevezi impozitul de taxe și impozit, dar pe 10 ani, tu în 10 ani nu mai plătești până la suma concurentă oferită celui care nu are centrală. Vei... Că poți să scoți tu banii pe... Scoți banii pe... Și în momentul ăla, avem o dată, nu mai plătim unii pentru alții, unii care nu beneficiază de nimic să plătească pentru alții care doar ei beneficiază. Avem o dată, a doua, ultima subvenție și nu mai plătim nicio subvenție și după aceea fiecare cetățean cât vrea căldură atât aș dă, cât îl ține punga sau fiecare cum poate și ți-ai luat tu ca primărie, ți-ai luat de pe cap această mare problemă, nu mai bagi banii aiurea, nu mai arunci banii în pământ. Romanii scoteau acum mii de ani din pământ apă caldă. Da. Scoteau, băgau bani, investeau, scoteau apă caldă și se spălau. După 2000 de ani, sucevenii, cu primarul Ioan Lungu în cap și cu o gașcă de foarte mulți băieți foarte interesați, că vă imaginați că tot lumea pe poezie, șeful de la Termica avea 12 milioane salariu minim pe economie. Avea 120-130. Vă imaginați că cei polițienii din Consiliul de Administrație aveau 2 lei. Nu, cu cât avea directorul salariu mai mare, cu atât își lua și cel care venea odată la ședință pe lună. Și se duceau la 5, la 7 milioane, la 10 milioane pe lună, chiar 15. În fine. Noi în anul acesta plătim, luăm bani din buzunarul fiecare cetățean ca să băgăm apa caldă în pământ. Exact. Romanii băgau bani să o scoată, să se spele. Noi plătim ca să o băgăm în pământ. Prin țevi sparte, prin tot felul de metode. Și iată că am ajuns în situația în care, la momentul ăsta, este declarat falimentul noii societăți private. Da, Bioenergie. Cum se o fi numind ea. Da. Și am certitudinea, știu foarte clar, nu vorbesc aiurea, că nu vom avea căldură sub nicio formă în perioada următoare. Dacă anul acesta, să zicem că Ioan Lungu va păcăli cetățenii municipiului Suceava și cu votul celor 12 consilieri liberali cu care au majoritate, să mai umfle, să mai dea niște subvenții, să o mai împingă iarna asta
Și o să mai crească prețul la gigacalorie pe care îl va plăti cetățeanul din buzunarul lui. Da. Poate o mai urnește iarna asta. O iarnă. Poate. Da. Poate. Domnul profesor, dar finalul este foarte bun. Am mulțumesc celor din regie, am primit aprobarea pentru cea doua parte. Mai avem câteva minute până la finalul primei părți. Soluție. Hai că vorbim toți. Soluție. Foarte simplu. În 3 minute vă răspundeți. Și mai puțin. Hotărâre de Consiliu Local. Deci nu referendum, bla, 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 vrăjeli. Poate fi și o discuție pe tema asta, pentru că orice... Nu, dar durează 7 ani, 2 ani. E mai bine să discutăm 2 luni și să tăiem decât corect. Să luăm o hotărâre. Bun, spuneți, da. Discutăm, vedem, Consiliu, venim cu argumente, aducem Consiliu. Niște specialiști corect. Să pună pe masă niște studii. Suntem sătul de specialiști. O lămurim. Nu, dom'le, când vrei să... Hai să mai luăm și noi. Când te doare inima, eu, pe mine când mă doare... Ești cardiolog, corect. Mă duc la doctorul Haret. Da. Sau la doctorița Rusu, sau la Cojocaru, sau la... Crețeanu. Domnul Crețeanu. Da? Așa. Nu mă duc la doamna doctor Iordachiel, care e la... La dermatul Benelici. Am înțeles. La dermatologie. Mă duc la un specialist. Da, am înțeles. Că o fi bun ăla, că n-o fi bun, ăla e specialistul la care mă duc. Corect. Găsim niște specialiști. Îi punem la treabă, să punem pe masă soluția A, soluția B, soluția C. Iar altă chestiune care trebuie făcută, pe care eu am făcut-o, pe banii mei, m-am deplasat, am discutat, am plătit specialiști, așa mai departe, du-te, domne, și întreabă-i pe cei din Piatra Neamț. Gheorghe Ștefan, fostul primar care... Pinalti. Care e ascuns acum, da? A ajuns și el, dar ăla ceva mai deștept. Da? Se pare că al nostru e mai deștept, că al nostru nu face pușcărie, ăla face. A ajuns la următoarea concluzie. Dom'le, nu mai merge. Plătim banii aiurea din bani publici. Și a zis, dom'le, hai, fără să facă niște studii, hai să facem centrale de cartier. Erau vechile centrale, vechile clădirile, punctele termice. Hai să facem centrale de cartier. Le-a rupt, a desfințat aia mare, asta și-a dat seama că nu, după un an și ceva, și-a dat seama că n-au nicio valoare. Au încercat a treia variantă, centrale de bloc. Și-au dat seama că nici aia nu funcționează. Și după ce au trecut prin toate etapele și au dat cu capul de pragul de sus pe banii lor, pe frigul lor, pe căldura lor, au ajuns la unica și cea mai bună soluție este centrala de apartament, nu marea centrală energofagă, care consumă foarte mult, care e foarte vechi. Și care are regii, domnul profesor? Are regii acolo, stă angajat, sunt oameni care... Păi să-ți spună mie cineva că a venit și mai hofer să nu facă profil la Suceava. E, bravo, normal. Sigur că da. Deci, ca să ne înțelegem, oamenii din Piatra Neamț au trecut prin toate. Da. Și au ajuns la concluzia centrală termică. Da. Cei de la Târgu Jiu sau Târgu Mureș? Târgu Mureș. Târgu Mureș. Au înțeles, au trecut prin Consiliul Local, n-a murit nimeni. Și să moară, oamenii sunt foarte mulți. Fălticeniu, domn profesor. Fălticeniu, dar să nu mai vorbim, dar aia săraci din Fălticeniu, oamenii din cetățenii din Fălticeniu au făcut-o de nevoie, că n-au mai avut ce face. Dar s-au... Trebuie să au legat, da. S-au adaptat noilor situații. Deci, vezi ce fac alții, prin ce au trecut, prin experiențe, vezi că au rezolvat problema așa. Nu-ți mai pui problema că e bine sau că e rău, că e singura soluție. Păi vă spun că este bine, să vă dau un exemplu în 20 de secunde. Eu locuiesc într-un microapartament care are 28 de metri pătrați. Asta iar de eu care sunt racordat la sistemul centralizat, am plătit 4.200.000 vechi pe lună întreținere și vecina de jos, scuzați-mă, a plătit 2.100.000, exact la jumate, cu centrală termică. Da. Să nu spună mie lungul că e mai scump, că să nu spună că, sincer, acum eu duc și îl bag cu capul niște liste de astea. Dom'le, dar se poate, lucrurile se pot lămuri foarte clar. Așa. Ei, pe același apartament. Păi vă spun, eu la etajul 2, așa, și vezi, vecina la 1. Și o vezi și o lămurești foarte clar, știi despre ce e vorba. Și eu am stat un pic, că eu am apartamentul izolat la 2, iar nu l-am izolat la 1. E, cu atât mai mult. Da? E, de aici încolo. Un alt program care trebuie băgat imediat după treaba foarte asta. Rapid, într-un minut. Izolarea. Anvelopare tuturor blocurilor. Pentru că în momentul acela vei plăti tu mult mai puțin. Au fost fonduri europene pe treaba asta, miliarde. Am fi putut anvelopa de câte 2-3 ori același bloc. Dar n-am făcut-o. N-am făcut-o pentru că am fost indolenți. În fine. Acum am ajuns. 30 secunde. Am ajuns la final. Corect. Ori nu e loc de întors, corect. Dacă nu o facem și nu o facem din timp și nu ne pregătim,
Facem frigul. Să mai ținem centrala aia în viață până reușim să punem cât mai multe centrale de apartament și tot să scoatem. Ne vom trezi la un moment dat că acei domni privați care au făcut centrala privată, care și-au făcut niște calcule pe certificate verzi, care nu mai funcționează, vor veni în repede cu niște tiruri, cu niște garnituri de tren și ne vorbim de centrală. Și într-o lună de zile, într-o lună de zile, o vor împacheta și vor pleca cu ea. Da, la revedere, pentru că dacă statul român... Gata. Pa, la revedere. Tu termica e înmormântat-o, nu mafiare vechi și de acolo s-a furat. S-ai dus de la... Așa, nu mai ai. Și încă se fur. Nu mai ai, da? Ăla a plecat sau a închis pentru că nu-i convine să plătească ție bani și ai să te trezești cu 20.000 de familii tremurând de frică. Da. Și o să pățim ca la Vatra Dornei sau la Câmpul Lung, o să vezi sparți pereții cu niște sobițe de alea de teracotă și schelet metalic în casă ca să nu mor de frică, exact. Pentru că ai familia, ai copii. Domn profesor, s-a terminat întrebarea prima parte, adică foarte repede, pentru că mai aveam, cred că, încă două emisiuni mai aveam de vorbit despre chestia asta. Spune multe lucruri. Stimați suceveni, revenim după o scurtă pauză publicitară cu un subiect foarte important și foarte discutat, un subiect care se cheamă Legea Băieșanu sau noua lege a statului social din România. După pauză. Pe baza principiilor europene, propunerea ta, pe baza legislației europene, și spune, vezi că intri în incidență cu legea europeană X, care nu dă voie la treaba și trebuie să te conformezi, să schimbi. După aceea îți pot spune oamenii aceia, vezi că nu e legal pentru că propunerea ta de aici este stipulată în altă lege și nu ai voie, nu au voie să fie două paragrafe concurente în legi diferite. Și atunci le reglez, pentru că nici unul dintre noi nu e specialist, să zicem, în drept penal și în drept civil și în drept comercial și în dreptul familiei și mai departe, Și așa mai departe. Și din legea pe care am produs-o eu la momentul acela, rapid, în foarte scurt timp, am rămas cu 3/4 din ea. După care, la negociere, am rămas cu jumătate. Dar n-am vrut să renunț la chestiile esențiale ale legii. Care sunt alea? Dacă legea antecedentă, care funcționează de 17 ani, spunea cetățeanul care refuză de 3 ori un loc de muncă, își pierde acest drept. De dreptul de a mai primi... Dreptul de a mai primi. Bani. Dar tot în legea aceea nu era stipulat că își pierde dreptul ăsta cât timp. Nu era stipulat că dacă îți pierzi dreptul și nu mai ai voie să mai depui un dosar. Își pierdeau dreptul oamenii. Astăzi, joi la... Și luni depunea un dosar. Și luni depunea un alt dosar. Primarul accepta și la revedere. În Senat am reușit să obțin 6 luni. De 6 luni nu mai ai dreptul să-ți pui... Că am zis, dom'le, lasă-l pe omul ăla, dacă vede că nu mai primește banii, ia să ducă la muncă, să-și caute de muncă, să găsească o formulă de a ieși din situația în care se află. După lungi negocieri, am obținut 6 luni. Ei vreau să rămână la fel. Dar am zis, domne, dar n-am schimbat nimic. Corect. Dacă spun doar o singură dată. Pentru că am schimbat și am venit, domne, dacă refuz o dată un loc de muncă, nu de 3 ori. Că așa, iată, avem de 17 ani oameni sănătoși, voinici, puternici, cum am eu. Deci să fim clari. Vine într-o comună, vine o firmă care face un drum, da? Și firma are nevoie de 20 de oameni necalificați. Și primarul spune, domne, nu contează. Da. Așa. Trei oameni buni. Cei de la 416, de la care privesc ajutor social. Am nevoie de tu și tu și tu că sunteți în putere. Și ăla spune, nu mă ridic, bă, din pat pentru 15 milioane. Ăla își pierde dreptul la banda, la 416, la ajutor social. Avem instituție care scoate de fiecare dată, adună toate locurile de muncă la toate firmele, au AJOFM și le pune pe masă. Tuturor cetățenilor, acum au scos vreo 1000 și ceva de locuri de muncă, da? Dar ați fost la bursa locurilor de muncă. S-a angajat vreunul? Nu s-a angajat. Nu știu că s-a angajat. Nu, nu, domnule. Vine acolo, spune, au, eu am frezoane, nu pot munci. Da. Nici nu-i spune frisoane, îi spune frezoane, am nebunit. Eu am diabet, domne, și eu am diabet. Sunt 2 milioane de bolnavi de diabet din România care muncesc sau care au muncit. Îți iei medicamentele, asta este. Asta este soată, da? Nu poți fi aviator pe supersonic. Da, și nici așa, în cadrul pe submarin. Da, mă rog. Dar să faci o meserie simplă, normală și corectă, poți să faci. Bun. Deci, nu mai stăm de 3 ori,
Da. Ce o singură dată ai refuzat un loc de muncă? Pa, la revedere. Iar acum, în cameră, am reușit să duc perioada de, pe care ești obligat, adică nu mai poți să-ți depui dosarul, de un an. Deci nu mai e de 6 luni, e de un an. Da. Acestea sunt două principii esențiale. Restul sunt chestiuni adiacente, am înțeles, să spun. De unde am plecat? De unde am plecat? Am plecat de la faptul că eu iubesc animalele. Am plecat de la faptul că sunt vicepreședintele Federației Române Ecvestre, fiica mea în lotul național de călărie a României, îi plac cai, am cal, dacă am cal trebuie să am și graș, trebuie să am și grăunțe, trebuie să am și ovăz, trebuie să am și fân. Și m-am suit frumușel la un moment dat în camion, pentru că am văzut că timpul era destul de urât și în 3 zile veneau ploile, erau anunțate ploi. M-am suit la volan unui camion, că am A, B, C, D, F, așa, și m-am dus în comuna părinților mei, unde părinții mei, tatăl meu... Au ceva pământ, da. Au ceva pământ. Da. Și cu fân, cu lucernă, cu ce. Cu fân, da. Cu fân. Și aveam undeva la vreo 1200 de baluți. Și am calculat că mi-ar trebui cam 3 zile să-l pot... aduna, da. M-am dus acolo în comună, domnule, la primar, domnule, cu cine aș putea să... sunt o mulțime, ăștia, la 16 sunt o mulțime, puteți să-i lua. Și unde îi găsesc? La crâșmă. Zic, cam urât. Zic, nu, mă duc la crâșmă, că ia-ți beț. Da. M-am dus la preot. Același lucru, la 416. Mi-am luat inima în dinți, m-am dus la crâșmă respectiv. Salut, băieți! Bună ziua, ăsta sunt, așa, așa, așa. Deci, 1 milion, 3 mese pe zi, jumătate rachiu? De rachiu, da, și corect. Un de țigări. Da. Asta vine undeva la 1 milion jumate. Nu, pentru banii ăștia nu ne sculăm noi de aici. Fii să nu vezi că e cald, da? Deci, domnule, 1,5 milioane plus mâncare, băutură și țigări. Nu, domnule, lasă-ne. Și atunci chiar mi-am ieșit din minte. Am zis, domnule, 1,5 milioane, dacă ai lucrat 24 de zile, 26 de zile, te-ai duce undeva la 35 de milioane pe lună. Ca și conferențiarul câștigați banii ăștia? 37. Deci nu-i câștigați. 37, da? Da. Și zic, domnule, noaptea minții. Mă duc la doamna care... Și îi spun, domnule, cum Dumnezeu? Zice, domnul Băieșanu, nu vă complicați. Toți banii care îi iau de aici, vin la noi. Toată ziua stau, beau... La cărciumă. Adio, mamă, de la 1,100. Da, 2 lei, da, 1,2 lei. Că bând aia, evident că își distrug ficat, pancreas. După aia merg la doctor. După aia merg la doctor. După aia vor medicamente gratuite. Din banii noștri a tuturor, trebuie să-i faci sănătoși. Da. Nu muncesc, nu zic. Domne, dar cum aveți garanția că vă luați banii? Păi le-am făcut carduri, domne. Le-am făcut carduri, banii le intră pe card, noi ținem cardurile aici. Deci la cărciumă, cărciumarul are... Teancul de carduri a băiatului a stat social. Așa. Da? Ca să ne înțelegem, oamenii ăștia nu trăiesc numai pe banii respectivi, trăiesc și pe banii copiilor. Și de obicei fac mulți copii. Da, 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 da. 4, 5, 6, 7, da? Și ce m-a durut pe mine, nu lenea și indolența și nesimțirea unor oameni de genul ăsta, da? Am mai trecut asta când eram prefect și mergeam la inundații și mergeam cu jandarmi, cu pompieri, cu studenți, cu voluntari și asistații sociale, stăteau bine mesi pe bancă vis-a-vis de vecinul care era inundat, cu berea în mână și nu făcea nimic. Adică te înfiora faptul că tu, asistat social, vis-a-vis de tine era un gospodar din comuna ta și prin nu te interesa să dai o mână de ajutor să-l ajuți pe ea. Și asta se întâmplă în Bucovina, să mă iertați, într-o zonă binecuvântată de Dumnezeu și spunem că suntem gospodari, iar că nu suntem toți. E, ce m-a durut a fost lipsa lor de entuziasm. Hai bă să luăm niște fân, hai să-l ajutăm pe omul ăsta, ne și plătește. Extraordinar, corect. Adică... Na. Dar pe mine ce mă doare cel mai mult nu e numărul lor din România, nu banii care îi cheltuie statul cu ei. Pe mine m-a uluit ideea că o familie cu 2 asistați sociali, care are 6, 7, 8 copii, va da exemplu acestor 6, 7, 8 copii exact cel pe care l-am explicat eu până acum. Nu muncim, nu luăm o carte să o citim din bibliotecă, nu luăm o lopată, nu luăm un hârleț, nu luăm un fuior, nu luăm un ac să coasem, ci luăm sticla de rachiu din raft și o bem. Și copiii văd, tata nu muncește, mama nu muncește, tata beau. Tata muncește, mă, și trăiește, mă. Și trăiește, și trăiește, și regulă, e vesel, și noi, mă, și da, cântă seara acasă când vine. Da. A, e mai de la mama, da, așa, una, dar asta e viața, cred că așa e normal. Da. Că asta văd. Asta e piesa, da. Și atunci, din 2 asistori sociali maturi,
în următorii 10-15 ani... Cost 4 oameni care nu vor munci. 4, 5, 6, 7, 8. Așa este. Da? Așa este. Și fenomenul se rostogolește. Iată, în 50 de ani ne putem trezi, nu ca acum cu câteva sute de mii, ci cu un milion și ceva din cei 16-17 cât am mai rămas în țară. Și atunci o să-ți dai seama că stai puțin, avem 5 milioane de pensionari. Aia, de bine, de rău, sunt oameni serioși care au muncit. Și 1,5 milion de astea sociali. Și 1,5 milion de astea sociali și au mai rămas vreo 3-4 care muncesc. Și cum să mai poată spune... Cât se iau de la ăsta, că îi fac lor ăsta impozite, da. Cum ne-a făcut acum statul român nou. Exact. Ne ia impozite de nu pe două, în momentul ăla, sigur că da, și tu te simți... Pentru cine? Pentru alții? Tu care muncești. Exact. E, mai e o chestie. Avem undeva aproape 2 milioane, dacă nu mă înșel, de pensionari în momentul de față, care au lucrat toată viața la CAP, nu pentru că au vrut ei, pentru că au venit comuniștii, le-au luat tot și au obligat să muncească la CAP. Și oamenii aceștia, la momentul ăsta, au undeva aproape până la 6 milioane maxim pensii, da? După ce le-am mai mărit noi pensii. Da. Da? E, imaginați-vă că un pensionar... Care a muncit toată viața. Care a muncit toată viața, la câmp, la fermă, la animale... În CAP, fără să beneficieze de absolut nimic. Da. Așa. Ia 6 milioane, iar o familie din doi individi ăștia cu copii, cu, da, ia undeva spre 18.000 de lei. Da, am făcut niște calcule. 1.800 de lei, 18 milioane lei vechi. Și atunci se întreabă tânărul care pornește în viață, care a terminat liceul sau facultatea. Dom'le, dacă ăla a asistat social, cu banii care ia pe copii, pe ce ia el, pe lemne... Pe alocație, pe lemne, pe așa, subvenții la lemne. Subvenții pe căldură și mai departe. Adună 18 milioane și poate 3. Păi, mai vine statul, mai dă făină, din fondul Uniunii Europeană. Exact, vine Uniunea Europeană, mai dau conserve. Să-i vezi cum merg cu taxiul să-și ia conservele și saci de pâine și de conserve. Vedeți la cantina de ajutor social de la noi, așa e cu taxiul. Exact, ăștia sunt votanții primarilor. Da. Când vezi toate lucrurile astea, normal că te înspăimântă, pentru că știi că totuși sunt oameni care au nevoie de niște bani, sunt oameni care... Doamne ferește, cu handicap, n-au un picior, n-au o mână, n-au stomac, n-au, aia, nu pot, în fine, bolnavi grave. Sau sunt femei singure, văduve, care au de crescut 4, 5, 6 copii. E clar, pe ei înțelegi. Deci sunt cazuri sociale pentru care o societate normală și corectă are un fond să-i ajute. Așa e. Doamne, dar pe lângă ei, din cauza faptului că legea a fost așa cum a fost făcută, niște primari din România au profitat, pentru că nu le venea lor în cap, acestora în cap. Tot cei care manevrează bani publici pe baza unui dosărel, ei au dus, ia vină și tu încoa, ia vină, cât voturi am nevoie aici? 3-400, dacă am 300-400 de astea. Ce dar la o comună cu 3.000 locuitori, 300 de după ce primar? Am rezolvat toată problema cu alegerile. În comune se pot pierde alegerile cu 3, cu 7, cu 10, cu 20, exact, cu 50, exact, cu 100 de voturi. Când tu ai 300-400 de astea sociali... E avantajul primarului în funcție. Pe care noi pui la muncă. Pe care nu-i pui la muncă, exact, da. Sau îi pui să muncească la tine. Și mai faci și prostia acasă. Cu alegeri dintr-un singur tur, care e o prostie. Și ai mormântat-o și iese la primar, trai neneacă 500 de ani. Și tu ești cu 17% și ești cu 200, ești cu 160 de voturi primar. Exact. Așa. Deci, mulți au spus, domnule, asta a făcut-o PSD-ul și ca să... Nu, domnule, pentru că în România n-ai să vezi că stat social sunt numai în primăriile conduse de PSD, ci și în primăriile conduse de PNL, în liniștit. Iată, am văzut la domnul Sandrin Ioneagu pe Facebook, așa, ziarist renumit și pe care îl respect, am văzut că există un număr de 180 și ceva de stat social, din care muncesc doar 56. De la 56 până la 185 nu muncesc. Păi are frezoane. Stai mă puțin, are frezoane. Are frezoane. Deci, legea a fost făcută în așa fel încât să le ofere posibilitatea primarilor să-și adune niște echipaje de astea și cred că asta trebuie stopat. După aceea, oamenii ăștia, ei spun că sunt săraci. Dom'le, am înțeles, ești sărac, dar ești sărac pentru că nu muncești, pentru că un om care muncește n-are cum să nu meargă înainte. Un om gospodar să nu-mi spună nimeni. Dar și la oraș, dacă n-ai pământ, când nu ești la țară, dacă muncești, ai. Dom'le, dacă știi să repari la chiuvetă chestia aia, tot te cheamă într-o lună 20 de oameni să-i repari chiuveta și tot îți dau 50 de lei. Deci nu se poate să nu... Te descurci. Și săpând, și spălând în grădine, sau spălând covoare, sau plimbând câini. Exact, exact. Așa, să-i duci la plimbare. Găsește o formă.
luând cartoane aruncate în coșurile de gunoi, le vinzi la fier vechi pe care îl găsești pe toate, tot te descurci. Deci nu se pune problema dacă ești gospodar și ești serios și te tragi inima. Foarte important la chestiunea asta este că banii lor provin de la noi toți. Da. Și am zis, de ce să-i dau eu unuia care-i tau, e puternic, îi dă un pumn în cap la un taur, cade taurul jos, îi dau banii ăștia, că ne-am putea să-i dau amărâtului ăla cu adevărat. Sau de ce să nu-i dau, de exemplu, banii doctorului Haret, care operează pe inimă, pe infarcte, care pune stenturi și e unul din cei mai mari specialiști din județul Suceava, poate chiar da. Din două, trei județe, pe care abia am reușit să-l aducem, sucevean fiind, pentru că are oferte de foarte mult, de ce să nu-i dau lui bani, statul, să salveze mai multe vieți? A unor vieți, a unor oameni care au muncit și dacă e însănătosești, să meargă înapoi la muncă, exact. Să facă treabă. De ce să nu dau bani la poliție? De ce să nu dau bani la autostrăzi? De ce să nu dau bani pentru o mâncare exact. Caldă la copiii a, care i-am trimis la școală? Absolut. De ce să nu folosesc banii ăștia în mod util? Și am zis, stop lenei, nu mai sunt de acord. Vreau să vă spun că această lege eu am propus-o pe când eram parlamentar la PNL. A fost luată legea, las că o discutăm noi la partid, a fost băgat într-un sertar, de fiecare dată când întrebam, hai, las-o așa, mai las-o așa, hai da, că nu e da. Momentul, hai că nu e timpul. Și la un moment dat chiar m-am enervat și am spus, băi, suntem liberali sau ce Dumnezeu suntem? Nu, că pierdem votul. Și am zis, dom'le, dacă voi vreți să fiți aleși cu voturile acestor oameni, care nu vor să muncească, pe care îl cumperi cu o pufaică sau cu sticlă de rachiu și îl aduci da. La vot, eu mă lipsesc, nu vreau să câștig în viața mea vreo alegere, să câștig ceva, vreo funcție din treaba asta, pentru că eu vreau ca societatea asta românească să poată fi însănătoșită. Nu contează funcția pe care o avea eu la un moment dat. Nu mă mai votează. Dom'le, dar România nu e formată numai din oameni așa de genul ăsta. Avem 5 milioane de pensionari care au muncit și care au făcut România de astăzi. Mai avem încă 4-5 milioane sau 6, dacă care nu muncesc. Da. Care muncesc, da? Și ăla muncește pe salariu minim pe economie pentru 12 milioane bani în mână, lei are, vechi. Are brutul 20 și dau mână 10 sau 12. 11 și restul de bani se duce la ăsta care nu exact. Vrea să muncească. Și de la 12 corect. La 20 ceva, 10 milioane care ar trebui să-l primească, nu se duce la pensia lui. Se duce pe asistat social, pe puturoși. Doamne, exact. Nu pot accepta chestiunea aceasta. Nu că toți sunt așa. Nu toți, care, Doamne ferește. Da, doamne care am spus da, din start, am spus că există oameni care trebuie să ajutați. Și o societate da. Normală îi ajută. Dar nu transformăm un necaz a unora în semi-necazul tuturor. Gata, exact. Suntem toți aici. Noi nu putem, noi nu vrem, noi mergem, dar știi că am frezoane și așa mai departe. Domnul profesor, lucrurile acestea trebuie să se termine. Am mai spus-o. Prefer să... Și am găsit înțelegere cu domnul președinte Tărăcianu, care mi-a spus, Sandule, dacă asta simți că trebuie făcut și eu cred același lucru, dă-i drumul, suntem liberali, nu suntem altceva. Așa. Și în raport cu liberalii, iată că n-am reușit să o fac, iar acum în ALDE, într-un partid relativ mic, acum mult mai dar mare. Dar acum ați fost votat în comisie, ați fost votat și de parlamentar liberal. Da, aici e o chestiune, depinde cum negociez. Pentru nuanță, da. Eu am venit și am propus singur legea. Legea mea a trecut de Senat. În momentul în care legea a trecut de Senat, dar și până atunci am discutat și cu colegi liberali, și cu colegi de la PMP, și cu colegi de la USR, și am încercat să le explic, dom'le, hai să urnim o dată lui, hai să banii să se ducă la aia care muncesc și la aia care chiar au nevoie, nu la hahalere. Că cărcă, mărcă, uite, eu am avut și o lege, dar nu mi-a trecut și am zis, dom'le, eu am pus-o. Pe mine, eu nu sunt orgolios să vreau să fie scris neapărat numele, numai numele meu pe lege. Vino și tu. Schimbăm o virgulă acolo, spunem că ai venit și tu cu trei cuvinte, și cu un amendament. Hai dă-te mare și tu. Și te punem și pe tine acolo, de la PNL. Dar mi-aduci și îmi garantez sprijinul oamenilor din comisia cu tare pe chestia la vot? Da. Da, domne, cum să nu, ca să ajung și eu, zic că am făcut ceva extraordinar, minunat. PSD-ist a venit și mi-a spus, da, vino, domne, facem un cerșaf de nume acolo, da? Pentru că cine știe, știe. Și se poate demonstra foarte clar, e legea parlamentarii mea. PSD, chiar dacă spuneți dumneavoastră că ALDE este un partid mic, parlamentarii PSD care au venit aici la mine studio, la emisiunile mele, mi-au spus că nu puteau să facă nimic fără ALDE. Da, punct. ALDE are specialiști. Da, și despre asta putem discuta dacă vreți încă 20 de minute. Și cred că are mai avem caracter. Cred că caracter. Mai avem un singur minut. Am discutat în particular de vreo două ori că
Și părerea mea este următoarea, că veți îngroșa buzunarele unor doctori, domnule profesor. Adică o să meargă ăștia asistați sociali, ăla, aia cu frezoane, o să meargă să-și ia certificat, domn profesor. Da. Și până când află parchetul, până află nu știu cine, ăla mai ia încă 2-3 ani de zile ajutor social, care frezoane. Și temperatură. Da, aici da. Lucrurile stau în felul următor. Un rol foarte important avea asistenții sociali din fiecare primărie. Așa. Care își vor asuma în nume propriu și personal fiecare dosar, care vor avea obligativitatea de a verifica acasă dacă cetățeanul X este acasă, dacă e sănătos sau dacă nu e sănătos, dacă e bolnav dacă sau dacă nu e la muncă în Spania. Dacă nu cumva el și-a luat certificat medical și a plecat la muncă în Spania, stă 2-3 luni, muncește acolo, vine, iar banii vin în continuare și din partea asta la altă. Deci rolul lor este acesta și după aceea alte organe ale statului pe care le-am identificat și care vor trebui să facă controle la medicii, da. La medicii care... Care dau certificate. Care dau astfel de certificate. Și în momentul acela, eu cred că dacă vor fi arestați 1, 2, 3... Se pot da exemplu. Se pot da exemplu și cred că se va termina cu harababura asta. Nu pot să spun că am certificat de la medic, că am frezoane și că nu pot munci. Nu se poate. Domnul profesor Băieșan, iată că până la urmă se demonstrează foarte clar că un parlamentar care vrea să facă treabă, vorbeam despre cei care vor să muncească, un parlamentar care vrea să facă treabă și eu știu cum funcționează parlamentul și sunt convins că nu va fost ușor. Se poate. Sunt capricorn încăpățânat când îmi bag ceva în capul. Da, îmi spunea cineva, vorbeam și în seara asta, vorbeam cu un șofer de taximetru care a văzut la noi pe ecran, a văzut pe scroll că am emisiune cu noastră pe legea asta socială, mi-a spus domnul Gabi, nu o să poată să ia scoate legea asta. De ce, domne? Păi dumneavoastră nu știi PSD-ul, domne, că eu au inventat-o, domne. I-am spus, dar dumneavoastră nu știi pe Arsandru Băișanu, eu cunosc bine. O să meargă până la capăt. Deci iată că cine muncește în Parlament are și rezultate. Din păcate s-au vânturat prin Parlament atâția și atâtea zeci de parlamentari suceveni, de la care nu ne-am ales cu mare lucru, doar cu fițe, impresii și altfel de comportamente. Dacă mă să-mi oferiți posibilitatea în alte emisiuni, eu aș vrea să vin să vă fac un raport dumneavoastră și cetățenilor municipiului Suceava cu ce am făcut eu în primul an jumătate din acest mandat. Perfect. Mulțumesc, domnule profesor Alexandru Băieșanu, succes cu legea. Mulțumesc. Eu sunt foarte curios și eu sunt un deșeptic și recunosc. Nu, eu cred că va trece pentru că zic eu am fost suficient de abil, i-am strâns pe toți în jurul acestui proiect, le-am oferit și dulceața și savoarea momentului și sunt dar și oamenii altului normativ, domnule profesor. Sigur. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată, vă mulțumesc și noastră, stimați suceveni, a stat împreună până la această oră târzie. Iată ce înseamnă să și muncești, iată ce înseamnă să și gândești românește pentru țara ta. Ne vom întâlni miercurea viitoare la ora 21. Sunt Gabriel Ghincea, la revedere, noapte bună. Vreau o țară ca afară, să nu mă tragă nimeni pe soară, buzunarele să nu doară. Vreau o țară